Shopping City Suceava a pregătit și anul acesta o zi plină de distracție și voie bună dedicată copiilor cu personaje îndrăgite, ateliere de creație și concursuri cu numeroase premii pentru a sărbători Ziua Copilului. Astfel, sâmbătă 4 iunie, Shopping City Suceava a invitat copiii, părinții și bunicii să petreacă împreună câteva ore pline de activități distractive și premii surpriză pentru cei mici. Distracția a început la ora 11 pe zona de food din incinta centrului comercial, unde școlile din municipiul Suceava au prezentat câte un program artistic, constând în momente de dans, muzică sau teatru, în cadrul concursului de talente între școli, intitulat generic Kinderella, aflat la cea de-a 6-a ediție. Eu reprezint școala gimnazială numărul 1 Suceava și vrem să arătăm că suntem numărul 1. Și am pregătit momentele. Vrem să arătăm că școala 1 va fi totdeauna pe locul 1 și merită acest număr. Cele mai bune momente au fost premiate de Shopping City Suceava cu vouchere cadou pentru școlile participante. Locul 1, un cec cadou în valoare de 1000 lei, a ajuns la școala gimnazială numărul 4 Suceava, care a surprins audiența cu o varietate de programe artistice, constând în numere de dans modern, dans spaniol, muzică ușoară, dans sportiv sau muzică populară și clasică. Locul 2, un cec cadou în valoare de 800 lei, a fost câștigat de școala gimnazială Mirun Costin din Suceava. Elevii s-au remarcat printr-o varietate de momente artistice constând în dansuri populare, dans de majorete, suite bucovinene și recitaluri de muzică ușoară, stârnind ropote de aplauze din partea publicului prezent la eveniment. Locul 3, un cec cadou în valoare de 500 lei, a fost câștigat de elevii școlii gimnaziale numărul 1 Suceava, care au prezentat un spectacol complex format din momente muzicale, de dans și de actorie. Suntem de la școala gimnazială numărul 4 Suceava, participăm de la început, suntem la 6-a ediție, an de an încercăm să ne perfecționăm. Venim cu drag pentru că suntem primiți aici cu dragoste și ne simțim foarte bine la Shopping City. Și ne bucurăm să participăm și în acest an. Suntem de la început, e a 6-a oară când participăm și avem și din acest an momente cu copii de la ciclu primar, dans sportiv, muzică populară, muzică ușoară, scenete, o gamă diversă. Sunt foarte încântați și ne bucurăm că avem alături de noi și foarte mulți părinți, bunici, care ne sunt alături tot timpul. Premiul special al juriului a ajuns la școala Buda din Zvoriștea, care a surprins audiența cu câteva scenete de teatru pe parcursul cărora cei mici au demonstrat bune abilități actoricești, cucerind publicul cu talentul și umorul lor. Timp de câteva ore, copiii au avut parte și de întâlniri cu personaje de poveste, jocuri cu baloane modelate, sesiune de face painting și au participat la atelierele educative și de creație Kids City. Toți copiii care au urcat pe scenă cu programe artistice au primit cadouri din partea partenerilor evenimentului. Locul de joacă Cutezătorii, Alexandria Librării, Carrefour, Media Galaxy, Noriel, Cocodrilo, Luis, Evelmod și Animax din incinta centrului comercial, precum și firmele Harivex și Ferovalim. În plus, Fundația ANA a organizat o tombolă cu premii din oră în oră, fiind puse în joc trotinete și o bicicletă pentru cei mici. Shopping City Suceava, cumpărături și distracție în familie.